Cele patru containere care au ajuns la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Constanța sunt compuse dintr-o cameră și o baie, dispun de pat, masă, aer condiționat, aerotermă și duș. De asemenea, au fost racordate la rețelele de apă, canalizare, căldură și electricitate. Cadrele medicale de la Spitalul de Boli Infecțioase au primit și teste COVID-19, mobilier special pentru laboratorul de testare COVID-19, măști, halate chirurgicale, bonete și costume de unică folosință, botoși, mănuși, produse de igienă, dar și alte echipamente. De când a început epidemia în România, ne-am implicat încercând să sprijinim echipele medicale care sunt în prima linie în Constanța cu achiziționarea de echipamente de protecție, echipamente medicale și materiale sanitare, până când situația va deveni destul de grea încât nu vor mai avea loc pacienții în spital, ele să fie folosite de medici pentru că ei se pot odihni, pot dormi acolo. Ne-au cerut ajutorul și serviciul de ambulanță și unitatea de primiri urgențe și poliția și jandarmeria. Suntem foarte bucuroși și ne-ar bucura mult să putem să primim donații, practic, și să achiziționăm echipamente ca să le dăm tuturor. Toți cei care vor să ajute în continuare Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, dar și alte unități medicale, pot face donații. Vă îndemn să dați un SMS la 8824 către Asociația Dorește Aripi. Mulțumim! În contextul crizei generate de apariția noului coronavirus, românii le-au donat prin intermediul Asociației Dăruiește Aripi spitalelor din țară echipamente medicale și de protecție, dezinfectanți și alte materiale sanitare în valoare de peste 100.000 de euro.